Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maiestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separ ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când Soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de Soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de Soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în rac pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul racului în special. La luna plină, soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou. În luna decembrie, Scorpionul va fi foarte plin de energie. Te vei simți în sfârșit ca un pește în apă. Știi că poți face orice este nevoie pentru a avea succes. Cu toate acestea, vei putea merge atât de departe încât să-ți supra-controlezi împrejurimile, făcându-te să cazi în vechea ta rutină. Din păcate, aceasta nu este calea spre împlinire. Tot ce trebuie să faci în decembrie este să-i ajuți pe ceilalți, prin toate mijloacele posibile. Poți dona chiar bani pentru caritate, deși nu este prea mult stilul tău. Lasă să înflorească partea distractivă a naturii tale. Nu trebuie să-ți fie teamă să faci oamenii să râdă, deoarece acest lucru îi va ajuta să se relaxeze și să se creeze o atmosferă benefică pentru toți. În decembrie vei fi ocupat cu sănătatea celor dragi.
astrele te sfătuiesc să petreci ultimele săptămâni ale anului cu familia, dar, de fapt, toată luna vei fi ocupat cu copiii voștri. Va trebui să demonstrați că sunteți persoana principală din familie și că trebuie să fiți ascultat și respectat. Rezistența ta poate duce la probleme cu membrii familiei tale. Nu va fi ușor să câștigi autoritate, dar trebuie să faci acest lucru acum. La sfârșitul lunii decembrie vor fi multe întâlniri plăcute cu prietenii și rudele îndepărtate, iar cuplurile căsătorite vor avea parte de noi delicii și plăceri și multe comunicări intime. Dacă ești singur, vei avea o poftă crescută de dragoste și exploatări de afaceri, romantisme riscante și aventuroase, adulter, flirt cu oameni căsătoriți. Rolul Casanova va fi jucat cu succes până când vei cădea în mâinile unui soț sau soție geloasă. Tot acum este un moment bun pentru femeile care visează la un copil. Acum au șansa unei concepții de succes. Scorpionii vor fi drenați emoțional și devastați mental. La locul de muncă, sunteți sfătuiți să împiedicați iritarea și să fiți pregătiți pentru verificări. Finalizați toate proiectele și ordonați documentația. Dar nu trebuie să vă faceți griji. Marte vă va sprijini eforturile și vă va împinge să vă consolidați poziția profesională prin diferite mijloace. Vei manevra atât de bine totul încât vei putea obține rezultate orbitoare. La jumătatea lunii se așteaptă o schimbare în plan profesional. Poate că vei schimba locul de muncă sau vei trece la o altă poziție. În orice caz, aceste modificări vor fi pozitive pentru tine. În sfârșit, vei avea ocazia să te prețuiești pe deplin și prin urmare să fii susținut de oameni influenți sau competenți. Dacă ești într-o poziție de conducere, astrele spun că ești prea arogant cu subordonații tăi. Aspectul tău arogant și vorbele înalte resping oamenii, ceea ce afectează în primul rând succesul organizației tale. Dacă schimbi tactica comunicării, atunci vei putea totuși să reglezi relațiile cu colegii și să câștigi favoarea echipei. Situația financiară va fi incertă. Nu te lăsa prins într-o imensă aventură financiară de către un prieten care pretinde că are idei strălucitoare. Riscurile vor fi prea mari și norocul nu te va favoriza prea mult. Ar trebui să aștepți cu răbdare circumstanțe mai bune și va trebui să te abții de la investiții. Este mai bine să îngheți capitalul acumulat pentru o vreme și să nu îl pierzi pe fleacuri. La începutul lunii decembrie nu ar trebui să mergi departe de casă. Refuză călătoriile lungi, deoarece aceasta nu este cea mai bună perioadă pentru sănătatea ta. Există o mare probabilitate de rănire cauzată de un accident. La începutul iernii, punctul slab va fi bronhiile și plămânii. Încercați să nu răciți și dacă apar primele semne de răceală, începeți imediat tratamentul. Astfel, infecțiile respiratorii acute obișnuite se vor transforma rapid în bronșită sau, și mai rău, în pneumonie. Ți se recomandă să nu-i extinzi excesiv sistemul nervos. Încearcă să fii mai puțin nervos, să-ți reduci cercul social la oameni apropiați, să te odihnești mai mult și să fii încărcat de emoții pozitive. De asemenea, mănâncă bine și adaugă alimente bogate în vitamina C în dieta ta.